Pe tot parcursul acestei săptămâni, candidații care nu au promovat prima sesiune a bacalaureatului sau nu au participat la aceste examene din diverse motive se pot înscrie pentru probele din august-septembrie. Până pe 22 iulie sunt așteptați să se înscrie circa 1000 de candidați din județ, care, din evidențele unităților de învățământ, nu au promovat una sau mai multe probe ale examenului. Lor li se vor alătura și cei care au fost în situații de corigență sau nu au avut mediile încheiate. Competențele lingvistice de comunicare în limba română și o limbă internațională, dar și competențele digitale vor putea fi susținute în perioada 16-19 august. Proba la limba și literatura română este programată pentru 22 august. Urmează pe 23 august proba la limba și literatura maternă, 24 august proba obligatorie a profilului, iar pe 26 august proba la alegere a profilului și specializării. Afișarea rezultatelor va avea loc pe 29 august, iar depunerea contestațiilor se va putea face în aceeași zi. Contestațiile vor fi rezolvate în zilele de 30 și 31 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 1 septembrie.